Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Ora adevărului, dezbatere electorală. Mai sunt câteva zile de campanie electorală și discutăm nu numai cu reprezentanții partidelor mari din Gorj, ci și a partidelor mai mici sau nou înființate în județul Gorj. Discutăm despre campanie, despre prezența miniștrilor în Gorj, despre felul în care au înțeles partidele politice să atragă electoratul, chiar și despre absenteism și, de ce nu, și despre referendum. Toate acestea cu invitații mei din această seară, doamna Ioana Rădescu, membru Plus Gorj. Bună seara, inginer de profesie. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. O să spun câteva lucruri despre doamna, pentru că este la prima apariție la TV și încercăm așa să se familiarizeze cu noi. Doamna este membră în grupul de inițiativă a județului Gorj și consultant pe fonduri europene. Celălalt invitat al meu, domnul Radu Popovici, vicepreședinte al UNPR Gorj, salariat al SR Ovinari. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu drag. Vorbim pe larg despre cele întâmplate în ultimele zile în Gorj, dar și despre cele care se vor petrece într-un Gorj intrat într-o campanie electorală accelerată, după câte am sesizat eu. La finalul acestei săptămâni, doamna Dăncilă, premierul țării, împreună cu o suită de miniștri, va veni în Gorj. PSD Gorj este în fierbere, este normal. Doamnei s-a făcut un program laborios, va vizita termocentrala de la Rovinar, va avea o întâlnire cu femeile din PSD la Casa Danielescu din Târgu Jiu. Doamna Rădescu, vreau să vă întreb cum vi se par aceste pregătiri și de campanie și așa ar trebui să facem când vine premierul, când vin miniștrii, întindem covorul roșu, punem floricele, cum vede Plus treaba asta? Plus vede lucrurile în stilul lui obișnuit, adică lucrurile, după părerea noastră, ar trebui să se desfășoare foarte normal și firesc. Toți suntem oameni obișnuiți, cel puțin la Plus, asta este și filozofia noastră, nu avem nimic deosebit. Nu merge despre o chestie de etichetă. Nu, chiar deloc. La noi principalul accent, să spunem așa, este pus pe competență, pe onestitate, pe cinste. Astea sunt valori, unele dintre valorile pe care noi ne bazăm. Deci nu, în niciun caz. Au venit în Gorj și candidații noștri. Noi avem chiar unul dintre colegii noștri este candidat din partea Alianței pe locul 10 în lista de candidați. Despre cine este vorba? Este vorba despre Alin Mituța din Novaci, gorjan de-al nostru. Alin Mituța este o persoană cunoscută pentru competențele sale. A lucrat 10 ani în 3 instituții ale Uniunii Europene, a fost directorul de cabinet al guvernului Cioloș. La noi se știe în cadrul Alianței că Alin a avut o contribuție majoră la elaborarea manifestului pentru Europa viitorului, lansat la Sibiu. Și da, va veni și el duminică la Novaci, însoțit de, e o informație în premieră, să spun așa. Mulțumim. Pe care vă dăm, însoțit de Dragoș Pâslarul, unul dintre cei mai buni candidați pe care îi avem pe liste, și posibil, încă nu e confirmat, Vlad Voiculescu și Oana Țoiu. De asemenea, Vlad Voiculescu este coordonator de campanie din partea Plus.
Au cerut dânsii ceva special să pregătească plus gorj pentru ei? Nu, nu știu. Deloc, chiar deloc, ca de fiecare dată, pentru că ei au mai fost în Gorj. Ca de fiecare dată vin în mod obișnuit să se întâlnească cu oamenii. Noi toți acționăm așa, mergem în mijlocul oamenilor, stăm de vorbă cu ei într-un mod foarte firesc, să aflăm care sunt problemele, să ne cunoască și dumnealor și așa mai departe. Nu, nu avem obiceiuri de genul campanie. Acesta, da, suntem partid nou și intenționăm să ne păstrăm și să creșteți, aceste limite. Probabil. Evident, evident. Domnul Popovici, ați fost astăzi la muncă la termocentrală la Rovinare. Da, n-ați văzut nicio mișcare? Nu, nicio se mișcare, pun panzeluțe, nu se vopsește gardul, nu se face nimic. Nu, la noi, de exemplu, la termocentrală la Rovinare, continuu, la noi curățenie este ordine, disciplină, de sincer, din punctul ăsta adică de vedere. Adică nu este necesar? Nu este necesar pentru pregătirea, da, și mai ales întindă să facă asemenea lucru pentru că vine un premier. Eu consider că dacă vine acest premier, trebuie să intre prin centrală, să vadă condițiile de lucru, să vadă ce înseamnă o termocentrală pentru România, ce înseamnă cărbunele pentru România, pentru că stând și analizând la ora actuală, dacă ne gândim bine, suntem prioritari, ni se permite să livrăm energie electrică, pentru că ori de câte ori țara rămâne în impas pentru că nu bate vântul, că nu plouă de sus, noi se trage ca petrolul pe baz și se merge continuu și livrăm energie. Cred că ar fi prioritar să fim foarte mult ajutați vis-a-vis de certificatele verzi și de toate celelalte de guvern, de statul român, pentru că suntem totuși, așa cum e armata, așa cum sunt celelalte, suntem prioritari din toate punctele de vedere și ar trebui să fim ajutați. Iar de venit, pot să vină toți cu surile și trâmbițe, cum își doresc. Dar dacă tot calcă Gorjul, cel puțin să vină cu investitori, indiferent care ar veni, să vină cu oameni capabili care să vadă lucrurile așa cum sunt, cu oameni democrați care să înțeleagă ceea ce este în Gorj și să ajute la bunăstarea Gorjului și a oamenilor de aici. Asta e lucru esențial. Da, nu vreau să vină de dragul de a veni girofarul mașini. Nu vă imaginați că premierul și ceilalți ministri or să vină și o să-și încalțe cizmele de cauciuc și o să intre în cariere. Dânși o să vină, o să aibă așa o discuție oficială. Nu știu, o să aducă voturi, Ar fi cum eu am avut un prieten foarte bun pe care l-am ajutat să urce sus. În timpul când era la PSD, l-am pus chiar președinte la tineret. Actualmente este deputat. L-a rugat să încalțe cizmele, să-și ia mapa și salopetele și face bine la electorat. Bineînțeles, n-a avut plăcere nici măcar să vină pe unde lucrez eu și ceilalți colegi ai mei să vadă ceea ce condițiile de lucru. Dar să mai că încalțe alte cizme să se ducă prin altă lucru. Astea sunt bazme de a dormi copii. Notează de pe la care notează, scot ceva pe mânecuță și spune, am fost și am văzut. Nu așa se face. În afară de asta, nouă ne trebuie oameni capabili care să conducă această țară, oameni care știu, oameni care sunt cunoscuți, de aceea noi la UNPR avem oameni extraordinari de cunoscuți în țară, care sunt iubiți, care sunt stimați, pentru că au făcut ceva pentru România. Stil Anghel Ionescu, stil Iliana Stase și ceilalți. Sunt oameni care sunt cunoscuți în țară pentru ceea ce au făcut alături de Nadia Comăneci sau Hagi. Deci de asta avem oameni capabili care sunt cunoscuți și care ne pot ajuta destinele țării în comunitatea europeană. Și au fost primii puși pe liste. Păcat că atunci când au venit la Gorj, domnul Ilie Stase a absentat, avem doar domnul Anghel Iordănescu alături de domnul președinte Gabriel Oprea și de staful de campanie. Asta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Ne-am întâlnit cu reprezentanții, cu oamenii noștri, în speță cu muncitori, pentru că cred că la ora actuală sunt singurul muncitor care intră în televiziune, pentru că orice partid se mândrește, am trimit ingineri, trimit tăiatră. Eu cred că și noi muncitori facem mai mult. Liderii de sindicat. Nu sunt nici lider de sindicat vis-a-vis de chestia asta, să vă mai spun o chestie. Nu știu dacă mi s-o lua din salariu sau nu. La mine, la serviciu, există o chestie foarte haioasă. Când suntem muncitori, de se dau bani la TESA, când suntem TESA și nu ni se dau bani că sunt muncitori. În cazul ăsta sunt și eu și cinci colegi de mii. Sper că directoratul sau
cei care sunt mai pe sud de dumnealor vor sta și vor analiza că toți oamenii muncesc pentru a produce curent la noi la termocentral și toți merită să li se dea câte ceva la salariu. Dumneavoastră vă referiți la cenzura impusă de conducerea companiei legată de ceea ce se vorbește despre companie în spațiu. Sincer, nu, știu că s-a înțeles, cam anulat povestea știu că, așa am înțeles și eu astăzi, că totuși că s-a anulat, că altfel n-aș avea curaj să mai spun nimic, pentru că mă pot aștepta la orice. Dar, până la urmă, haide să înțelegem că e democrație și de asta v-am zis că îmi doresc ca acest Gorj și această Românie să fie condusă de oameni democratici, oameni care cunosc, care doresc binele poporului, nu oameni aduși din străinătate de alte foruri, nu oameni care și-au permis să conducă țara și și-au bătut joc de destinele acestei țări și a industriei și a multor lucruri, și oameni competenți pe care să-i mai vedem o dată în viață, că doresc să facem și noi o autostradă, să mai construim o întreprindere, să realizăm spitale, să realizăm lucruri importante. Că astea sunt importante pentru oameni. Învățământ, sănătate și celelalte. Doamna Rădescu, premierul vine cu o pleadă de oficiali din ministere. Am înțeles că o să vină și domnul secretar de stat din energie, Vișan. Vă întreb acest lucru pentru că Plus astăzi a organizat o conferință de presă în care s-a prezentat și niște lucruri inedite. Aici, în urmă cu câteva seri, domnul Radu Miruță, președintele USR, ne spunea de această conferință de presă și de faptul că compania de la Gorj și chiar Ministerul Energiei nu știe să facă niște, să profite de o situație care ar fi un beneficiu pentru investițiile din CEO. Poate ne spuneți dumneavoastră exact despre ce este vorba. Ce a sesizat USR Plus, ce a sesizat legat de certificatele de carbon pentru companii? Da, conferința de presă de astăzi a dat o serie de detalii referitoare la subiect. Ea este disponibilă pe rețelele internet, pe rețelele da. De socializare, deci se poate viziona integral. Ideea de bază este că statul român este posibil, noi nu știm sigur, de asta am și întrebat, deci prin Cristina Prună de la USR s-a făcut interpelare în Parlament și așteptăm un răspuns în acest sens, dacă oficialitățile române au întreprins într-adevăr acțiuni ca această oportunitate să nu fie pierdută pentru România. Înțeleg că avem un termen de, mai avem 45 de zile până la termenul limită în care putem depune o documentație la Uniunea Europeană pentru a beneficia de fonduri consistente, foarte consistente din certificatele verzi, certificatele de carbon pe care noi le plătim și inclusiv CEO din Gorj este vizat de aceste măsuri. Deci așteptăm să vedem, poate că există deja o echipă, deci am vrea să știm, există o echipă care se ocupă deja de subiect, în ce stadiu este, când se vor depune documentele, dacă nu s-au întreprins acțiuni în acest sens, au oficialitățile, eu știu, un program să înceapă profite acest demers. De această situație. Sigur că da. Chiar și pe ultima sută de metri, cum suntem noi obișnuiți să facem lucrurile, dar măcar să le facem. Nu este o ocazie de ratat și vrem să știm ce iar compania întâmplă. Din Gorj este la pământ cu investițiile, nu spunem noi, o spun salariații, o spun liderii de sindicat, o recunoaște inclusiv administrația, dar să nu uităm că toată lumea se plânge că banii s-au dus, din păcate, pe aceste certificate de carbon, care, spune USR Plus, pot fi recuperați, dar într-un termen chiar scurt, mai pe baza unei directive. Plătit. Chiar mai mulți, deci în cuantum mai mare decât s-a plătit.
astfel încât să poată fi direcționat spre investiții, să putem să ne conformăm și să îndeplinim condițiile pentru pe care le avem de îndeplinit într-un anumit termen, da. Urmează și certificatele de carbon pentru 2019. Timpul se scurge, Sigur. banii sunt puțini. Domnul Popovici, ce părere aveți de această inițiativă a Plus USR? Credeți că ar putea să fie luată în Este o considerare? inițiativă foarte bună. Problema e alta. Dacă avem oameni competenți, dacă avem niște secretari de stat competenți, pentru că eu n-am Dacă prea se văzut, vrea, dacă dacă se se vrea, vrea. dacă se dorește și dacă nu sunt interese majore, ca această companie să nu funcționeze, să nu meargă la Pentru că vorbim putere totuși maximă, pentru că de o eu companie sesizare a unui partid politic și de și o sesizare, de o oportunitate foarte bună care ar produce efecte benefice. Datorită faptului că să fim obiectivi și să ne uităm, se trage pe termocentrala Rovinari pe trei blocuri de ani de zile. Când au picat Rovinari, s-au dus toate pe. Turcinii la fel, se lucrează, deci în continuu 6-7-8 blocuri. Cum este nevoie? Se pornește blocul, o pornește și oprire, costă aproape 1 milion de dolari, de euro. Deci sunt niște lucruri se lucrează extraordinare, intens. deci ar fi extraordinar de benefică pentru reparațiile locurilor, pentru oprirea lor în termenul stabilit de către ingineri, de către tehnologi, pentru a fi reparate și a funcționa la capacitate maximă, pentru a fi benefic cărbunele și totodată să nu uităm că la noi în Gorj, în Oltenia, la ora actuală se închide CEU, se închid toate pe orizontală pentru cei care mai lucrează pentru CEU. Și atunci unde ajungem? Cavala Normal, Jiului. normal. Deci Dar ar fi eu un mă lucru extraordinar. îndoiesc că o astfel de inițiativă politică, chiar dacă ea este 100% favorabilă acestei companii, va fi luată în considerare, nu pusă în practică, că e o Nu, cale nu, lungă nu până mai acolo, am încredere și pe într-un atunci. termen atât de scurt de timp, 45 de zile, pe un lucru pe care cei din conducere nu-l știau. Sunt foarte reticent la aceste lucruri. Nu cred că se pot. Haideți să o luăm începând de când a fost domnul Cioloș. Doamna l-a dat un tânăr care a fost consilier dumnealui. Mai rău nu s-a stricat în România. S-au făcut numai lucrurile pe timpul lui Cioloș. Da? Hai să vorbim de perioada lui Ponta. Când domnul Ponta a fost De ce spuneți că s-au premier, făcut? imediat, Răspundeți-vă, rog. imediat. Puteți să... În perioada când Da. domnul Ponta a fost premierul Interveniți. Gorjului și al României, pentru pot să spun, să mă exprim și al Gorjului, putea să ajute foarte mult. Atât timp cât avem PSD-ul la putere și totuși Gorjul e un județ de culoare roșie, ar trebui să fie ajutat. Deci ar trebui foarte mult Dacă investit. Ori vorbiți cu acum ar fi o parlamentarii de la PSD, spun că unitate. i-au ajutat. Dacă vorbiți cu Nu, ministrii credeți-mă că așa, în spun că au buzunarul meu și în ajutat. buzunarul oamenilor nu se vede. Mie nu mi-a crescut salariul, credeți-mă, pentru că, haideți să vă dau un singur exemplu. Poate nu știați. Astăzi am fost să-mi depun pentru o rudă de-a mea, pentru niște avize. Credeți-mă că am rămas stupefiat când am văzut că din 85 de lei un aviz la Paregiu s-a făcut 287 de lei. Deci 300% să se... într-o lună jumate. Rom Telecomul de la 9 euro ajung la 70 de euro. Câți bani îți trebuie ca să iei aceste avize să-ți mai construiești o casă? Și atunci stau și mă întreb, cât au crescut salariile? Cât a La unii crescut au crescut. inflația și care e bunăstarea în buzunarul poporului când toate se scumpesc, motorină, benzină, când pe piața europeană toate sunt ieftine, iar la noi crescând acestea, crește și produsul la raft și toate celelalte. Iar În afară de... salariile în Iar minerit au salariul rămas a aceleași. rămas același, În deci privat nu putem să privații comentăm și au crescut poate puțin la mai funcționari mult la publici, funcționarii la publici, funcționari la publici, la medici. medici, deci la ceilalți. Vis-a-vis de medici, sunt foarte de acord medicii și profesorii să își primească salarii decente pentru munca pe care o fac, magistrații la fel, dar la fel de bine mi-aș dori că atunci când un magistrat greșește și la Curtea Europeană se dă un verdict, statul român să plătească, acel magistrat să-și plătească personal, că atât timp cât și-a luat sute de milioane pe lună salariu, trebuie să stea să gândească ce e bine în interesul poporului și astfel. Când ți-a venit plata, plătești tu. Un doctor care ia-și pagă și la un salariu decent pe care îl are acum, Mai mult decât decent. ar trebui să plătească, da? Și toți la fel, ori un Și un funcționar manager de public sau... companie, dacă greșește, ar trebui să Bineînțeles, plătească. deci tot Un la rândul patron lor, de nu? firmă ar Pe trebui așa să cum un plătească. muncitor întotdeauna cade de prost, Plătește. chiar dacă nu-i vinovat, plătește,
caută unul din papură să plătească, cum te mai găsești și milițienii și zic, vezi că nu ai cauciucul bun, trebuie să plătești amendă, așa trebuie să plătească tot la rândul lor și să avem oameni competenți pe locuri competente. Pentru că asta se întâmplă la noi în România la ora actuală, exact ca în 96 când aveam doctor ginecolog pe agricultură, ceva de genul ăsta. Așa e și la ora actuală. Dacă am avea oameni competenți, nu în directorat, în directorat, de exemplu, la noi sunt oameni competenți, nu știu care sunt cei deasupra de dumnealor. Și domnul Bișan fiind din Gorj, mai bine îmi convenea să fie domnul Manțor sau alții de aici, din Gorj, care cunosc mult mai mult ce înseamnă minerit, energie și valoarea acestora pe plan european și mondial. Și valoarea lor pentru noi, pentru... A fost domnul Manțoc și știți ce i s-a întâmplat după ce a fost. Da, așa se întâmplă. Întotdeauna, în general, oamenii buni și competenți nu au loc acolo unde le-ar fi loc. Sunteți de aceeași părere, doamnă? Oamenii buni și competenți nu au loc, sunt înlocuiți de non-valori, neprofesioniști, care ajung chiar și politic sau în special politic. Dar toți ajung politici și oameni care nu au fost în starea lor poate să conducă o echipă de muncă și acum sunt secretari de stat sau mai înalți. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Așa s-a întâmplat până acum. Sperăm să se schimbe. Sperăm să se schimbe. Noi de asta am intrat în politică. Eu vă spun sincer că nu aveam nicio intenție să intru în politică, sunt din ianuarie, deci foarte puțin. N-ați mai făcut politică? Deloc. Și ca mine sunt foarte mulți, majoritatea din plus. USR-ul are ceva experiență, nu foarte multă și el. Deci, practic, oameni noi în politică. Noi de asta am intrat. Să se schimbe ceva, să schimbăm ceva în țara asta. Practic, incompetența și menținerea sărăciei sunt politici de stat la ora actuală. Deci, nu putem să continuăm așa. Iar există o vorbă a unui înțelept. Dacă faci mereu lucrurile în același fel, nu poți să te aștepți la alte rezultate. Eu aș spune, aș parafraza puțin și aș spune că dacă votezi aceiași oameni de 30 de ani și vezi că nu ți-e mai bine, dimpotrivă, ți-e mai rău, ce ar trebui să faci? Să votezi. Mergeți la vot și oameni votați noi. UNPR-ul. Uniunea pentru Progresul României. Oameni noi care vin cu... și apoi... nu, noi nu pretindem, sau mă rog, nu îndemnăm oamenii să voteze în orb ca până acum. Avem rugămintea să își îndrepte puțin privirea și să încerce să ne cunoască. Eu cred că asta este cel mai important. Și noi încercăm să ajungem la oameni, încercăm să fim continuu în mijlocul lor, să le explicăm, să le răspundem la întrebări, să culegem de la firul ierbii greutățile pe care le au, pentru că numai așa putem de jos în sus să agregăm niște informații care să se întoarcă apoi cu programe în teritoriu. Nu o să reușim să ajungem chiar peste tot, pentru că fiind la început și nu suntem foarte numeroși, nu avem nici resurse, mergem pe resursele noastre proprii, suntem voluntari practic. Și atunci rugămintea este să se îndrepte oamenii către noi. Îi rugăm să se îndrepte către noi, să ne cunoască. Avem sediu la Târgu Jiu, avem telefoane, avem rețele de socializare, explicăm... Pagini de Facebook, da, adică nu explicăm, este imposibil continuu. Să vă găsească. Deci îi rugăm să se îndrepte către noi și noi ne îndreptăm către dumnealor, numai că în timpul ăsta scurt nu o să reușim chiar foarte mult să facem. Avem un întreg program care a fost prezentat, în special în mediul online, pentru că cel puțin alianța noastră nu este așa foarte mult dorită, să spunem, pe toate mijloacele media care sunt la dispoziția partidelor mari. Dar
Noi am mediatizat-o și în special prin caravane ale candidaților noștri și în perioada preelectorală și în această perioadă se desfășoară continuu, non-stop. Ei sunt prezenți în diverse zone ale țării, chiar și în diaspora, în străinătate, și transmitem programul nostru, obiectivele pe care le avem, ce vrem să facem în Parlamentul European, de ce este important să trimitem oameni competenți acolo, care știu ce au de făcut, au exercițiu, și-au rodat o echipă în guvernarea Cioloș, de exemplu. Mulți dintre ei au făcut parte din guvernarea Cioloș. Au văzut care sunt problemele. Mulți vin de la Bruxelles în România special să ajute. Deci să se pună în slujba oamenilor și să ajute. No. Știind că 60% din legislația Uniunii Europene este direct aplicabilă în România, fără alte comentarii, atunci este normal ca vocea ta să poată fi auzită și să influențeze acea legislație la nivel european, care ne afectează pe fiecare dintre noi. Așa este. Facem o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 2 minute. Am revenit, doamnelor și domnilor, invitații mei din această seară, Ioana Rădescu de la Plus Gorj și Radu Popovici de la UNPR. Am discutat în prima parte a emisiunii despre campanie electorală. Acum aș vrea să ducem discuția spre vot, spre absenteism, spre faptul că lumea sau partidele și s-au perindat destui invitați prin acest studio de la începutul campaniei electorale, vorbesc destul de puțin despre referendum. Ce vrea UNPR să le transmită votanților, membrilor, simpatizanților, să se ducă, să voteze, să nu ceară buletinul pentru referendum? E important ceea ce scrie acolo? Înțelege electoratul de întrebările la care trebuie să răspundă? Vă rog, domnul Popovici. Adevărul că trebuie să mergem la vot cu toții, fiecare să voteze pe cel care consideră că îl reprezintă, pentru că mâine, poimine, o să zic că da, eu n-am fost la vot, de ce greșește ăla sau ăla? Uite, a venit domnul Mazăre a venit cu ghilimele de rigoare, pe 20 o să-l aduc în țară, și el a venit pentru referendum, nu? Deci de ce noi să stăm acasă acum? Bineînțeles, și poate vor veni și alții, pentru că sunt lucruri importante, și la referendum, și la aceste votări pentru comunitatea europeană. Fotografii cu domnul Mazăre, când era un alt referendum, e adevărat? Adevărul că nu l-am întâlnit de vreo câțiva ani buni când... Vă era dor, nu? Da, să-l văd, da, dar așa nu, n-am cum să-l salut, ne-am cunoscut. Asta e bine. Vă rog, da. Ce ziceți de referendum? Am dat exemplu aș, cu Mazăre dori, pentru aș dori că să fie oameni. Vorbim de o prezență mai mare și la referendum, la aceste votări, dar sincer, după mine oamenii n-au înțeles ce se dorește prin aceste întrebări. Sunt foarte grele să le explici țăranul, da. Deci nu știu ce a avut domnul președinte în cap, putea să spună din 3 cuvinte sau 4, să pună o întrebare simplă pe care să o înțeleagă omul de rând. Oricum n-a pus dânsul întrebări, s-a consultat cu mari specialiști ai României care au văzut doamna Ana Maria, de-aia merg toate bine în România, că avem atâția specialiști și dau atâtea lucruri bune încât nimeni nu le înțelege, nimeni nu le face, nimeni nu le execută. Da, iasă lucrurile cum trebuie, ați văzut? Exact cum trebuie. Da, aici aveți dreptate. Că stăm și discutăm de referendum, discutăm de absorpție de fonduri europene și de toate lucrurile astea. Cum vrem să mai avem absorpții de fonduri europene când unii dintre, de exemplu, dintre inspectorii special pe fonduri europene din România, că eu știu și la Gorj, în primărie, sunt oameni care poate nu știu să lucreze cu calculatorul. Și atunci? Da, da, sunt foarte bine. Varianta a doua, de ce să luăm bani europeni, la absorpție de fonduri europene? Ce să facem cu ei? Păi din aia trebuie să împărțim, trebuie să punem și asfalt, trebuie să mulțumim Craiova, București și toate, că toți trebuie să mănânce câte un șorban în ziua de azi. Până se va schimba ceva în România, să zic că atât am luat, atât am pus și atât trebuie. Scuzați-mă, e greu. Și atunci de ce să fac un primar o chestie din asta când știe, bă, mie și așa nu mi-a aprobat Bucureștiul până nu duc Vițelul și Purcelul.
Că asta oare se așa o fi? Așa da. Este, doamnă, pe fonduri europene sunteți consultant pe așa ceva. Are dreptate domnul Popovici. Chiar așa, da, ironic, curajul să ia ironic, oamenii, cum o spune. Nu oamenii, să ia primările sau ceilalți, nu să fim consultantă. Au curajul să facă absorție de fonduri europene? Dacă nu, de ce nu? Bineînțeles că au curajul. Și se și vedeți, circulă tot felul de mituri legat de modul cum se obțin aceste fonduri după europene. După atâta hârțogărie de mare. Eu nu pot să... nu am venit în contact, să spunem neapărat, cu acest mod de lucru de care povestiți dumneavoastră. Am auzit că există, nu cum există. Există extremele. Că da, da, de la televizor fac auzi multe. Vedem că se leagă un primar, că se leagă un ministru și asta. De acolo, că n-am nici eu de unde, că eu sunt simplu muncitor. Dacă mă întrebați cât costă o lopată, vă spun că mi-am cumpărat la servicii. Da, de acord cu dar asta nu știu. De acord cu dumneavoastră. Acum, și-a cumpărat la servicii, înțelegeți? Dacă... Legat de fondurile europene, acum, eu mi-aș dori să clarificăm niște lucruri, pentru că am mai văzut că se mai vehiculează niște cifre, se afirmă lucruri care nu sunt tocmai exacte, să spun așa. De exemplu, legat de balanța între fondurile cu care contribuie România la bugetul european și ceea ce primește înapoi. Vreau să spun că e o diferență, într-adevăr, aveți dreptate aici. Eu vreau să spun că în perioada, deci de la aderare, de la 1 ianuarie 2007 și până în 31 decembrie 2018, deci timp de 12 ani, România a primit de la Uniunea Europeană 50,13 miliarde de euro. Iar contribuția ei a fost de 17 miliarde de euro. Deci balanța este net în favoarea noastră. Adică problema noastră de 3 ori. Evident, pentru că există politici de coeziune, există planuri la nivel european, să spunem așa, ca să încercăm să aducem un echilibru în Uniunea Europeană, țările mai puțin dezvoltate, să încerce să le prindă din urmă în termeni simpli pe cele mai avansate. Acum, e adevărat, în perioada 2014-2020 avem la dispoziție, că încă suntem în desfășurarea acestei perioade, un total cu subvenții și fonduri de toate felurile, un total de 42 de miliarde de euro la dispoziția României. Gradul de absorpție actualizat acum zilele, recent, conform declarațiilor ministrului fondurilor europene, ministerului, este situat undeva pe la 28% în condițiile în care media, deci media, nu luăm gradul de absorpție pentru țări care au absorbit mai mult, cam 31%, 15 miliarde de euro, cam atât, în condițiile în care 6,6 miliarde sunt plăți directe, plăți la APIA, să spune, plăți directe care oricum vin. Banii vin, dar oamenii simt, adică... Problema este... Știu că sunt problema de acolo, este să știu că sunt de la Uniunea Europeană. Da, da, pentru știu. Că oamenii fac o confuzie și eu nu mă refer la cei din mediul urban, unde cât de cât gradul, nivelul de intelect și de faptul că sunt oameni mult mai bine pregătiți este net superior celui din rural. Dar oamenii nu mai știu la țară și cred că este o confuzie și a primarilor care vor să se înțeleagă chestia asta. Dacă banii a dus primarul, dacă sunt fonduri guvernamentale, dacă sunt fonduri europene, dacă sunt, deci nu știu, oamenii nu știu de unde este, de unde sunt banii. Acum, pentru că sunt alegeri europene, europarlamentare, o să le spună că sunt bani europeni, domnul primar. Când or să vină alegerile prezidențiale, o să spună că de la domnul președinte, domnul primar, mai ales dacă este din același partid cu domnul, exact, așa. Da.
dacă o să fie alegeri parlamentare, o să spună o săracului om că i s-a făcut drumul de la guvernul României cu bani de la guvernul României sau nu i s-a făcut cu bani de la guvernul României dacă primarul are altă culoare politică decât așa, decât sunt parlamentarii, da? Adică vorbim de o chestie foarte simplă care la omul de jos, la cel care se duce și ia ștampila de coadă și votează, ajunge distorsionat cu intenție din partea celor în care ar trebui să aibă încredere. Că e primarul, că e polițistul din sat, că este preotul satului, profesorul, învățătorul. Chestia asta cu fondurile se rulează de nu mai știi care când cum. Am înțeles că oamenii fac case de vacanță, cel puțin în zona Baia de Fier, Novaci, Rânca, nu știu ce, cu fonduri europene, nu mai poți să spui că a luat de la guvern ca să-și facă pensiune, da? Dar cu drumurile e o adevărată poveste, cu apia e o altă poveste și așa mai departe. Eu asta încercam să înțeleg și sunt foarte curioasă dacă omul când se duce la vot știe de aceste fonduri. Noi asta ne-a spus niște cifre, e adevărat, sunt corecte, e bine. Dar omul vă spun că nu știe aceste lucruri și nici că îl interesează dintr-un anumit punct de vedere, pe lui îl interesează să aibă apă la poartă, îl interesează să aibă un drum, îl interesează dacă sunt tineri să circule liber în Europa, dacă sunt agricultori să aibă fonduri cât mai multe de la apia. Corect. Vă mai dau un exemplu foarte concludent vis-a-vis de această problemă. Omul de la țară nu știe că acești bani vin pentru apă, acești bani pentru apă canal, acești bani pentru drumuri. Și zice, ce faci mie că eu nu am nevoie să-mi trag WC-ul în posta voastră, în canalul vostru, că eu stau cu 3 metri, tată, mai jos decât drumul ăla. Da, și au fost situații. Nu? Și sunt situații, sunt situații concludente. Păi, și zice, de ce nu faci bea? Omul nu știe că schimbarea fondurilor de colo-colo este interzisă și nu ai voie să... Exact, E deturnare de fonduri și alte... Da, ascult. Evident. Dumneavoastră știți mai bine fiind consultant. Eu am, de-a lungul timpului, am mai învățat și eu. Da. Parcurs, da. Omul trebuie să știe, după părerea mea, niște lucruri simple. Și anume, fondurile europene... Ele vin, dar nu vin singure. Pentru a le absorbi, trebuie să depunem niște eforturi. Nu doar eforturi. E adevărat, e destul de dificil. Acum se și plătește, cam și vorbi. Să ți se facă un proiect, consultanța costă. Adică nu poți să faci un fond. Faci un proiect cu buzunarele goale. Faci un proiect, plătești consultanța și nu ți se aprobă din partea cealaltă. Mâine mi-au un tractor și gata, am rezolvat-o că am văzut eu că vecinul a luat. Adică trebuie să spunem și acest lucru, că nu prea poți să pornești coate goale în povestea asta cu fondurile. Trebuie să ai bani, trebuie să ai răbdare, să vezi dacă ți se aprobă sau nu ți se aprobă proiectul. Trebuie să te duci pe mâna unui specialist, că tu ca om simplu nu știi să faci proiectul respectiv. Acum vorbim de două aspecte aici. Este partea privată care accesează fonduri europene, micii fermieri, mici întreprinzători, firmele mai mari și așa mai departe, pentru investiții, pentru diverse. Și aici lucrurile se pun într-adevăr așa, pentru că e vorba de o afacere până la urmă. Într-o afacere trebuie să-ți asumi riscuri. Nu poți și trebuie să cunoști. Trebuie să, dacă nu cunoști, dacă nu ai experiență în domeniul respectiv, atunci apelezi la specialiști pe de o parte pentru a studia bine domeniul respectiv, iar riscurile nu pot fi zero pentru întreprinzător. Nu au cum, pentru că acea afacere va muri în final. E adevărat, sunt firme care au diverse dimensiuni deja, să spunem, nu sunt foarte multe, din păcate, că asta este economia pe care o avem. Ele, într-adevăr, au nevoie de investiții, au nevoie de ajutor, dar nu au cerut niciodată 100% finanțare. Problema lor este alta.
să poată accesa într-un mod simplificat aceste fonduri, să conteze mai mult rezultatele decât hârtiile, și noi avem un programul de guvernare al alianței de electoral pentru aceste alegeri. Deci o scădere a birocrației, în ceea scăderea ce privește birocrației fondurilor. Să conteze rezultatele finale și nu vraful de documente. Asta pe parte privată, să spunem. Pe parte publică există, bineînțeles, programe și marea majoritate a fondurilor sunt direcționate spre partea publică, administrație locală, centrală, de care este. Problema aici este calitatea proiectelor în ultima vreme, pe de o parte. Pe de altă parte, sunt așteptate la Bruxelles proiecte mari. Noi nu avem depuse proiecte mari la Bruxelles, proiecte mari de infrastructură, proiecte peste 50 de milioane de euro. S-a accesat pe partea aceasta de proiecte mai mari numai 1,3 miliarde de euro, atât. 1,3, da, să nu greșesc. Nu avem acele proiecte care sunt așteptate pentru infrastructură la Bruxelles. Nu le depunem. Nu ne interesează. De ce? Ca și administrația actuală vorbesc, nu pe noi. Da, pe noi ne interesează ce, maxim. Și pe noi ne interesează, pentru că suntem în slujba cetățenilor. De ce? Pentru că acele fonduri se accesează mai greu, sunt foarte bine controlate. Exact. Pe când PNDL-ul nostru, banii românești, avem reguli proprii. Noi milităm pentru uniformizarea regulilor, simplificarea lor, dar și uniformizarea. Acum, că întrebați și legat de asta, că lucrurile se leagă, ele trebuie privite în mod integrat până la urmă. Întrebați de referendum, de exemplu. Părerea mea, spre deosebire de a dumneavoastră, diferă puțin. Eu cred că oamenii au suficient discernământ și pot să înțeleagă un lucru foarte simplu. Cele două întrebări se referă la eliminarea hoției sau, mă rog, reducerea ei. Exact. Da? Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Dom'le, sunt de acord să elimin hoția care mă chinuie de 30 de ani. Dacă sunt de acord, pun da pe fiecare exact. Din cele două, că am înțeles că exact. Acum ați două buletine. Da, două buletine. No. Sunt trei total. Pun da pe fiecare dintre alea, că sunt de acord să nu mai avem hoție în România. Da? Hoție și toate cele. Bun. Asta duce la îmbunătățirea cadrului legislativ, sperăm noi, dacă populația ne acordă suficientă încredere că putem să realizăm lucrurile acestea. Cadrul legislativ este cel, deci problemele justiției, în primul rând, sunt cele care facilitează simplificarea regulilor pentru obținerea fondurilor europene. Deci, ca eu, Europa, noi, Europa, să fim de acord să simplificăm regulile tale, regulile de accesare, atunci trebuie să avem încredere că tu banii ăia îi folosești cum trebuie. Da? Nu putem fără o legislație puternică în domeniul juridic. Cu situația actuală, tare mi-e teamă că nu prea mai avem credibilitate și trebuie recâștigată. Încrederea și credibilitatea trebuie recâștigată. Așa este. Am și o întrebare de la un telespectator. Vă rog. Care spune așa, am o întrebare pentru invitați. Când noi votăm, de ce nu se fac mai multe investiții în orașul nostru Târgu Jiu? Dumneavoastră locuiți la Baia de Fier? Locuiesc la Baia de Fier. Dar domnul Radu locuiește la Târgu Jiu. Și atunci aș vrea să răspundeți dumneavoastră, okay. Pentru că, în fine, întrebarea poate fi generală, că nu e vorba doar de Târgu Jiu, e vorba de mai multe localități, da. Dar în acest caz este pentru vorba de Târgu Jiu. Vă dau răspunsul meu sincer. Ați văzut că sunt foarte tranșant și corect.
din cauza certurilor din Consiliul Local și Consiliul Județean între consilieri. Dacă cineva vine cu un proiect bun, ceilalți se opun. De ce să iese asta în față, asta că a făcut politica, ceva bun, nu? Și să-l voteze? Putere și opoziție. De aici se pierd toate cele. Pentru că dacă aș da câteva exemple aici... Deci oamenii votează, dar investițiile se fac pentru că se ceartă. Pentru că se ceartă între ei. Ar fi o propunere foarte plauzibilă, parlamentară la 300 de oameni, să nu mai fie 5-600, pentru că fiecare secretar și ofer și toate astea sunt bani, cheltuiți anapoda, dacă și un secretar de cameră are 150-160 de milioane, bani pe care nu știu pentru ce îi dau, aici la noi, la Târgu Jiu, ia să lăsăm noi consilierii locali să aibă mai 4 milioane să veniți pentru că doriți să faceți ceva pentru județ sau în comune tot la fel, bani mai puțin, și că atunci când ceva se întâmplă de nu se votează un lucru corect, să răspundă și acela. De aceea trebuie să facem o schimbare majoră, să atunci când oamenii merg la vot să gândească, să vadă liste electorale, fiecare să-și dea seama, ăsta a fost, ce a făcut ăsta, câte lucruri bune, ăsta ce a făcut, ăștia s-au certat, ăștia nu au vrut aia, ăsta nu au vrut. Hai să schimbăm cu ăștia mai buni care considerăm noi că fac lucruri bune. De aceea eu consider că la noi, la UNPR-ul, avem la ora actuală o echipă, începând cu domnul Gabriel Oprea de la București și până la noi la Gorj cu Sorin Lăcătușu, domnul Marian Rotaru și toți cei care sunt, o echipă bună, sunt oameni noi, veniți acum pentru că se vorbea că UNPR-ul a dispărut de pe șchier politic. Nu, nu a dispărut, are 42 de consilieri locali în Gorj și la ora actuală, deci consider că suntem capabili să îi reprezentăm și să meargă la vot, să ne voteze. Da, mai avem câteva minute doar din emisiune. Am lăsat pe final câteva fotografii din campania electorală a PSD, pe care le-a făcut publice colegul nostru Narcis Daju, legat de felul în care o echipă a PSD Gorj a înțeles că poate face campanie electorală acum într-o localitate de aici, de lângă Târgu Jiu, oferind câteva pachete, jucării, ceva de genul unor persoane sărace din localitatea respectivă, alături de niște pliante ale PSD. Asta vreau să vă întreb, dacă este ilegal, corect, moral, dacă sunt folosiți copiii sau în campanie. Asta în paralel cu faptul că astăzi, într-o conferință de presă a primăriei Târgu Jiu, primarul municipiului a avut niște cuvinte nu tocmai lăudabile la adresa elevilor școlilor din municipiu, spunând, vorbind despre rețeaua școlară, într-un fel sau altul, ar fi folosit cuvântul tâmpiț la adresa celor care învață în școlile din Gorj, cel puțin așa am fost informată, n-am fost la acea conferință de presă. Aș vrea să vă întreb și pe unul și pe altul, în câteva minute cât mai avem, cum vi se pare acest lucru? Sunt folosiți copiii în campanie? Sunt momiți părinții copiilor? E bine? E rău? E legal? E moral? Vă rog, doamnă. Nu cunosc detaliile, dar moral în niciun caz nu mi se pare că este. Problema, de fapt, este aceeași. Problema este sărăcia exploatată electoral, exploatată politic. Menținem oamenii în sărăcie să-i putem controla, manipula ca și putere, să spunem, actuală, pe asta mă bazez. Nu este în regulă. Normal că nu este în regulă. Asta vrem să schimbăm. Deci, partea de dacă reducem cât mai mult, noi ne dorim să eliminăm, să creștem nivelul de trai, astfel încât să ne putem alinia într-o perioadă oarecare, să ne putem alătura colegilor noștri din Europa. Telespectatorul nostru a revenit cu un mesaj. Ne spune, noi când votăm se promit multe lucruri, dar nu se fac acele lucruri promise. Oare când va fi România o țară mai bună? Ne trimite un telespectator, același care ne-a scris. Aș vrea să deci vă în momentul, în momentul când cei aleși să fie în fruntea comunităților, în fruntea țării, sunt acei oameni
care gândesc cu capul pe umăr, care gândesc corect și sunt în folosul comunității, nu în folosul personal, din punctul meu de vedere. Vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat, nu-mi permis să vorbesc la adresa altui partid, dar după mine, sincer, nu-i, dacă legea să spună cuvântul. Și punct. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă și pe rețelele de socializare. Ne revedem mâine la aceeași oră, la ora adevărului.